genul programului divertisment. Bună dimineața și bine v-am regăsit! Alături de mine este Alisa. Bună dimineața, Alisa! Bună dimineața! E bine, astăzi este 5 septembrie și așa cum v-am obișnuit, haideți să vedem care sunt principalele evenimente ce s-au desfășurat de-a lungul celor 2018 ani în data de 5 septembrie. O să începem cu anul 1698, când la acea vreme țarul Petru cel Mare al Rusiei a introdus impozitul pe bărbi, cu excepția clerului și a nobilimii, pentru a-și determina poporul să renunțe la obiceiurile orientale. Vom continua cu anul 1905, sub medierea președintelui SUA Theodore Roosevelt. Războiul ruso-polonez a luat sfârșit prin semnarea tratatului de la Portsmouth. În 1914, în cadrul evenimentelor petrecute în primul război mondial, la 5 septembrie a început prima bătălie de pe Marna, în care au murit 550.000 de soldați după ce armata germană avansa spre Paris. În 1939, Japonia și Statele Unite își declară neutralitatea în războiul european. Și în anul 1940, din pricina suspendării Constituției din anul 1938, regele Carol al II-lea cedează generalului Ion Antonescu principalele prerogative regale. Iar în anul 1944, armata a patra română oprește ofensiva germano-ungară din centrul Transilvaniei. Și o să încheiem cu anul 1972, când în cadrul Jocurilor Olimpice de la München, 8 teroriști arabi, reprezentând grupul militant Septembrie Negru, au pătruns în satul olimpic și au ucis 2 membri ai delegației Israelului și au luat ostatici pe alți 9. În timpul operațiunii de salvare au murit ostatici, 5 teroriști și un polițist. Așadar, haideți să vedem și care sunt personalitățile care au marcat data de 5 septembrie. La 5 septembrie 1858, în Vaslui s-a născut Alexandru Vlahuță. A fost scriitor român, una dintre cele mai cunoscute cărți ale sale fiind România pitorească, despre care Dumitru Mincu spune că este un atlas geografic comentat, traversat de o caldă iubire de țară. Vlahuță a murit la București la 19 noiembrie 1919. Casa în care a locuit este astăzi Muzeul Memorial Alexandru Vlahuță. La 5 septembrie 1931, în Huș, s-a născut Constantin Codrescu. Este un important actor român de teatru și televiziune. Dintre rolurile memorabile le amintim pe cele din filmul La moara cu noroc și pe cel al lui Hamlet, din capodopera lui Shakespeare, jucată în versiune radiofonică la Radio România. Constantin Codrescu a montat ca regizor multe spectacole în teatrele din țară, evitând astfel scenele bucureștene. A fost distins cu Ordinul Meritul Cultural clasa a patra în anul 1967 pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice. A primit totodată premiul Uniter pentru întreaga sa activitate. La 5 septembrie 1946 s-a născut Freddie Mercury. A fost muzician, compozitor și textier britanic, cunoscut ca lider al formației britanice de muzică rock Queen. Mercury a fost recunoscut pentru calitățile vocale remarcabile de tenor pentru prestațiile live. În calitate de compozitor a compus multe hituri internaționale. Mercury a murit în urma unor complicații ale sistemului imunitar cauzate de infectarea cu virusul care cauzează sindromul imunodeficienței dobândite. Deși formația Queen nu a fost foarte apreciată de critici de muzică rock, ca dovadă clară, deși formația Queen nu a fost foarte apreciată de critici de muzică rock, aceasta a fost și continuă să fie extrem de iubită și apreciată în întreaga lume. Marca Queen a reușit să vândă până în prezent aproape o jumătate de miliard de albume. Am revenit și Alisa ne-a pregătit, bineînțeles, o epigramă realizată, scrisă de domnul Constantin Mândruță. Hai să vedem cum sună. Dacă vrei să promovezi, fă-te că pe șeful crezi. Nu trebuie să fii harnic, trebuie să fii doar darnic. Interesant, foarte frumos. Mulțumim domnului epigramist Constantin Mândruță. Uite că am zâmbit și în această dimineață. Noi, de fapt, zâmbim în fiecare dimineață. Spune-ne cum este vremea, chiar dacă am văzut că nu avem soarele pe cer, tot zâmbim. Așa este, trebuie să zâmbim, indiferent de vremea de afară. Ei bine, ziua de miercuri aduce schimbări în ceea ce privește prognoza meteo. După cum putem observa, cerul este înnorat, astăzi avem 70% șanse de ploaie. Cu toate acestea, maxima zilei va fi de 26 de grade Celsius,
iar în timpul nopții minima nu va scădea sub 14 grade Celsius. Avem totuși o veste bună, în timpul nopții sunt doar 20% șanse de ploaie. Ok, mulțumim! Ne pregătim de revista presei, nu? Desigur! Deschidem revista presei în această dimineață cu Jurnalul de Argeș, care pe prima pagină ne anunță haos și circ în orașul Brătienilor. Și anume, este aici o problemă, faptul că soțul primăriței este acuzat că înjură consilierii locali de pe contul de Facebook al Centrului de Informare Ștefănești. Exclusiv un amplu reportaj în pagina a patra, dezvăluirea îi aparține, spun colegii noștri de la Jurnalul de Argeș, fostului primar Dorin Bărbuceanu, care l-a făcut infractor de pe contul de Facebook al unei instituții din subordinea primăriței. Edilul Ioana Dumitru a spus că va demara o anchetă, iar soțul ei, Adrian Dumitru, alias Marco Santorelli, cel indicat de Bărbuceanu ca autor al postărilor, susține că acuzațiile nu sunt adevărate. Așadar, mai multe amănunte, dacă vreți să citiți, să aflați, din pagina a patra. În exclusivitate, un interviu cu Marius Ștefan, șeful parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, care spune despre marile dosare ce sunt încă nefinalizate, că nu se vor prescrie. Așadar, dosarul Chiere Steaua și Balastira 2 nu se vor prescrie pentru că ar fi o palmă pe obrazul nostru, spune Marius Ștefan. Amănunte despre acest subiect puteți afla din paginile a 10-a și a 11-a. Mai aflăm că s-a aprins fitilul pentru Ani, deputatul Vasilică, deconspirat de prietenul Chiriloiu cu terenul de pe Transfăgărășan. Amănunte despre acest subiect aflați în pagina a 5-a și Cristian Genta, reacție după editorialul din Jurnalul de Argeș privind haosul urbanistic din Pitești. Spune dumnealui că sunt probleme grave legate de modul în care se dau certificatele de urbanism la Pitești. Despre acest subiect și alte puncte de vedere ale domnului Cristian Genta puteți afla din pagina a 3-a. Încă un piteștean debranșat cere termocalor confort să-și ia conductele din apartamentul său. Spune că a fost tras în piept de agentul termic timp de 10 ani. Despre ce este vorba puteți afla din pagina a 6-a. Mergem și noi mai departe și de pe a doua pagină din culisele politice argeșene. Mai aflați lacrimi și circ la Ștefănești. Lavinia Năstase a fost exilată unde credeți în parc. Amănunte puteți afla din pagina a 2-a. Mai departe aflăm, așa cum v-am spus, despre deputatul Vasilică de conspirat de prietenul Chiriloiu cu terenul de pe Transfăgărășan, bomba bombelor. În procesul intentat de directorul Chiriloiu împotriva lui Oliver Ionuiță pentru recuperarea terenului de pe Transfăgărășan, documentul în care Radu Vasilică apare ca vecin în punctul Buda Oticu a fost depus la dosar chiar de direcția Silvica Argeș. Așadar, dacă doriți să aflați amănunte, puteți citi în pagina a 5-a. Așa cum am spus, un cetățean a fost tras în piept de furnizorul de agent termic timp de 10 ani. Așa susține dumnealui. Este vorba despre un piteștean debranșat de 17 ani de la sistemul centralizat de termoficare, care arată că, deși societatea comercială recunoaște că în cazul apartamentului său, suprafața echivalentă termic este mai mică decât cea luată în calcul timp de 10 ani la facturarea agentului termic ce trece prin conductele ce îi traversează locuința, nu i-a dat un leu înapoi din sumele plătite în plus. Omul cere către SC Termocalor Confort să-și redirecționeze țevile astfel încât să ocolească apartamentul său. Amenință că nu mai plătește deloc facturile emise pentru agentul termic aferent țevilor oferit de Termocalor Confort, de care nu are nevoie în casa sa și este hotărât să meargă chiar și în instanță. Așadar, mai multe amănunte puteți afla din pagina a 6-a. Cuțuroiul la psihiatru, nevasta primarului de la Câmpul Lung, inclusă în delegația edililor argeșeni duși de zoană la Bruxelles, amănunte aflați din pagina a 7-a. Mergem mai departe și aflăm din pagina a 9-a, care este alocată culturii argeșene, că domnul Sebastian Tudor și-a lansat volumul Document din istoria sportului argeșan de la începuturi și până astăzi. Și alte știri din cultură puteți citi în pagina a 9-a.
Așadar, mai aflăm din pagina 12 faptul că Comisia Europeană plasează Argeșul pe harta epidemiei de gripă porcină africană. Un document de lucru al Comisiei Europene, întocmit în baza datelor autorităților române, arată că pestea porcină africană s-ar putea extinde alarmant în perioada următoare, afectând mai bine de jumătate din țară. Pe o hartă întocmită de Comisia Europeană în baza datelor Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, sunt marcate mai multe categorii de regiuni din România în funcție de expunerea la pestea porcină africană. Un reportaj amplu puteți citi despre acest subiect în pagina 12, iar în pagina 13 aveți informații din cadrul sportului argeșan și ne anunță colegii noștri că FC Argeș abia a cincea cea mai bine cotată echipă de Liga a doua. Despre ce este vorba și mai multe amănunte din sfera sportivă aflați în pagina a 13-a. De pe ultima pagina a jurnalului de Argeș, pagina 20, aflăm că primul solist al trupei AC/DC și-a reparat dantura la Pitești și mai citiți despre faptul frica de pesta porcină mărește cota la vânat de mistreți în Argeș. Mergem mai departe și avem cotidianul Argeșul, care pe prima pagină ne anunță că Salvamont avertizează cum să vă feriți de urși și vipere. Salvamont Argeș face câteva recomandări de care turiștii trebuie să țină cont în cazul în care în drumul lor întâlnesc urși și vipere. Citim și noi despre sfaturile salvamontiștilor din pagina a doua. Vă mai anunțăm că peste 60.000 de argeșeni sunt așteptați la vaccinarea gratuită. În județul nostru au fost catagrafiate pentru vaccinarea antigripală gratuită 63.538 de persoane. Furnizorul vrea să livreze dozele de vaccin începând cu 15 septembrie. Amănunte aflați din pagina a 5-a. Și desigur, o știre nu tocmai bună, venită la mănăstire, a căzut în prăpastie după ce a vizitat mănăstirea Cetățuia. O femeie în vârstă de 50 de ani s-a împiedicat pe poteca de coborâre și s-a răstogolit în gol aproximativ 100 de metri și din păcate a murit pe loc. Citiți amănunte în pagina a 7-a. Mergem mai departe și din a doua pagină aflăm că până la 18 septembrie avem o nouă sesiune de admitere la Universitatea Pitești. 4.575 de locuri sunt libere, dintre care 275 fără taxă. Mai aflăm că Liviu Rebreanu este comemorat în anul centenarului, întrucât la 1 septembrie 1944 se stingea din viață în locuința sa din satul Valea Mare Podgoria, de lângă Pitești, scritorul Liviu Rebreanu, care locuise aici împreună cu soția sa timp de 14 ani. Inițiativa comemorării celor 74 de ani care s-au scurs de la trecerea în eternitatea marelui scriitor în anul centenarului României Mari aparține profesorului Constantin Vărășcanu de la Colegiul Național Ion Cebrătianu, care a reușit să reia seria manifestărilor omagiale și comemorative începută cu mulți ani în urmă alături de eminentul profesor Nicolae Spinei. De aici, tot din a doua pagină, așa cum am spus, puteți să aflați cum să vă feriți de vipere și de urși. Salvamont Argeș face câteva recomandări de care turiștii trebuie să țină cont. Pentru a evita mușcătura de viperă, se recomandă purtatul bocancilor de munte și controlul vizual al zonei străbătute. Nu ridicați pietrele mari decât după ce le-ați verificat de sub dacă sunt șerpi, iar într-o zonă cu vegetație înaltă, loviți ușor cu locul cu un băț. Vipera comună este un șarpe timid care va fugi. Mai multe sfaturi puteți citi din pagina a doua. Din pagina a treia aflăm că batalionul 30 vânători de munte din Câmpul Lung a fost decorat luni. Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de decorare a drapelului de luptă al batalionului 30 vânători de munte Dragoslavele din Câmpul Lung. Tot din a treia pagină mai aflăm câți bani a dat guvernul pentru comunele sinistrate și aflați așadar că vor primi bani comunele Băbana, Bogați, Boteni, Brăduleți, Cepar, Ciofrângeni, Mălureni, Mărăcineni, Micești, Sălătrucu, Tigveni. Care sunt sumele? Le aflați din pagina a treia. Mai aflăm că circulația de pe DN73D a fost reluată. La începutul lunii august, drumul a fost închis pe tronsonul cuprins între localitățile Mușcelene, Mioarele și Boteni, măsura fiind luată din cauza faptului că s-a crăpat și s-a denivelat covorul asfaltic. Așadar, circulația a fost reluată.
Mergem mai departe și din pagina a patra aflăm că plouă cu premiere la Teatrul din Pitești. Duminică, Teatrul Alexandru Davila Pitești deschide în forță stagiunea 2018-2019, aducând pe scenă montări cu abordări clasice sau moderne, noi viziuni regizorale, povești cu tâlc, arta dansului, muzică live, chiar și un experiment inedit. 6 premiere ce poartă marca secțiunilor dramă, revistă și așchiuță, încântă în această toamnă publicul piteștean, repertoriul fiind înnoit până la finele anului cu alte două reprezentații. Mai multe amănunte aflați și dumneavoastră din pagina a patra. În pagina a cincea aflăm că unii medici de familie din județ sar peste triajul epidemiologic al elevilor și ne anunță colegii noștri de la Cotidianul Argeșul că la începutul anului școlar 2017-2018 triajul epidemiologic efectuat în unitățile de învățământ din Argeș a scos la iveală 143 de îmbolnăviri. În patologia bolilor diagnosticate au ocupat poziții fruntașe pediculoza, adică infestația cu păduchi, 74 de cazuri, mai mult de jumătate depistate în rândul copiilor de la oraș, anginele sau altfel spus inflamația ale gâtului, dar desigur și alte probleme. Puteți afla cât de important și este acest triaj din pagina a 5-a. Mergem și noi mai departe și vă mai spunem că de pe ultima pagină aflăm că bălăriile își fac mendrele în centrul Piteștiului, despre ce este vorba și despre vegetația uscată aflată în centrul Piteștiului puteți afla din pagina 12-a, dar și de aici aflați de o idee de afacere. Un piteștean închiriază spațiu auto în curtea casei. Urmează Curierul Zilei, care pe prima pagină ne anunță că antrenorul lui FC Argeș nu va sta pe bancă, sunt doi suspendat două etape, amănunte în pagina 5. Vă spunem că astăzi Curierul Zilei vine la pachet cu curier medical și DSVSA face apel la calm și respectarea măsurilor de prevenire a bolii. Nicio suspiciune de peste porcină africană în Argeș. Urmează horoscop, Alisa s-a pregătit și sperăm că astrele ne vor spune numai și numai de bine. Berbec. Încerci să planifici fiecare moment al zilei, iar când lucrurile iau o întorsătură neașteptată, tind să te stresezi mai mult decât este cazul. Încearcă să trăiești clipa și să te bucuri de fiecare moment. Taur. Pe măsură ce ziua înaintează, încep să apară unele schimbări în relația cu o persoană specială din viața ta. Lucrurile evoluează în bine și vezi că partenerul a fost atent, iar nevoile și dorințele tale se vor îndeplini. Gemeni. Dacă nu ai reușit încă să-ți asiguri timp pentru a te relaxa, asigură-te că azi o faci. Tot stresul acumulat în ultima vreme nu este cea mai frumoasă achiziție, iar lucrurile nu vor merge așa cum îți dorești. Rac. Schimbările fizice pe care ți le dorești parcă nu se mai produc, însă trebuie să ai răbdare. Lucrurile nu se schimbă peste noapte. Depune eforturi în direcția aceasta și nu îți pierde ambiția caracteristică. Leu. Nu mai pui atât de mult accent pe aparențe. Vrei să cunoști oamenii cu care intri în contact, fără să pui etichete și fără niciun fel de prejudecată. Întâlnești oameni interesanți, pozitivi și energici. Fecioară. Ești dispus să faci tot ceea ce este nevoie pentru a obține ceea ce îți dorești. Renunți la timiditate și ești din ce în ce mai vocal în legătură cu propriile opinii și idei. Ești în centrul atenției. Balanță. Munca în echipă din ultima vreme se dovedește a fi un real succes. Renunță pentru o secundă la modestie și acceptă meritele care ți se cuvin pe deplin, pentru că ai muncit din greu la acest proiect. Scorpion. Petreci mult timp cu familia, iar aceasta este rețeta perfectă pentru o zi cu adevărat relaxantă. Ar fi plăcut să faceți planuri pentru un weekend departe de agitația din oraș. Va fi o zi cu adevărat reușită. Săgetător. Există o persoană în viața ta care știe mereu ce să spună și care poate să-ți readucă încrederea în propria persoană. Încearcă să petreci timp cu această persoană și arată-ți recunoștința față de ea.
românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum le-a ofertă oțet Topoloveni, un litru, la doar 2,19 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Antrenează-te pentru cumpărături. Pregătește-te să duci cât mai mult acasă. De ce? Pentru că... Fie că ai nevoie de lucruri mari sau de lucruri mici, poate le găsești aici. Zi de zi la Argintex prețuri bune zâmbesc. Jucării, mobilier sau obiecte doar din fier, eclanță sau mâner. Deci, mămici, tătici, bunici, tot ce luați, să luați de aici. Toate sunt la Argintex, fiindcă ieftin. Argintex. Hotel Star în Budeasa, un reper al resorturilor de 4 stele. Bucurați-vă de evenimentele private alături de prieteni. Sală cu 500 de locuri. Fine dining. Candy bar. Fruit bar. Profesioniști în evenimente. Hotel Star. Nuntă sau botez de 4 stele. Smeura este cel mai mare adăpost pentru animale pe plan mondial. Aici sunt adăpostiți și îngrijiți cu multă dragoste, dar și tratați medical 5400 de câini, anterior câini comunitari. Scopul principal al asociației noastre este castrarea intensivă pentru a diminua populația câinilor vagabonzi în mod uman și efectiv. Acesta este scopul angajamentului nostru. Fii steți! Castrarea gratuită la adăpostul Smeura este un act de sustenabilitate. Zilnic între orele 8:30 și 15 castrăm sau sterilizăm gratuit câini și pisici. Contactați-ne la numărul 0733 929 356. Lexford Castel, un reper pentru învățământul argeșan cu peste 11 ani de experiență, instituția de învățământ acreditată oferă servicii educaționale de cea mai înaltă calitate. Școală primară, grădiniță, after school și summer school. Dezvoltarea intelectuală și emoțională a copilului este în centrul preocupărilor Lexford Castel. Creșterea, socializarea și educația într-un mediu de excelență pentru copilul dumneavoastră este cea mai bună investiție pe care o faceți. Lexford Castel, școală și grădiniță. Învățământ românesc la nivel european. Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum le-a ofertă oțet Topoloveni, un litru, la doar 2,19 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Evenimentele apar și dispar. Acțiuni și reacțiuni. Se schimbă mentalități. Lumea se schimbă. Noi, echipa de la Observator Antena 1 Pitești, suntem aici. Sunt Simona Pomazan și de 19 ani sunt mereu cu tine. Instalează-ți detectoare de gaz și incendiu. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sprijinul EON România. Între voi care nu s-au pus. Adevăruri care nu s-au spus. Replici inteligente. Judecăți echilibrate. Valori și non-valori. Exerciții de discernământ. Modele de cultivat. Și de urmat. Nu ratați emisiunea Subiect de presă. Vă propunem o pledoarie pentru jurnalismul responsabil.
Tinerii au nevoie de atenția noastră. Pentru că sunt pasionați și plini de idei, vă propun să-i ascultăm. Sunt Georgiana Șerban și în fiecare sâmbătă de la ora 10 vă aștept la emisiunea Generației la Antena 1 Pitești. Vom afla împreună care sunt preocupările tinerilor și le vom transforma în priorități. Am revenit și desigur că avem prieteni la matinal, dar până al dezvălui trebuie să vă reamintim că avem un concurs. Trebuie să intrați pe pagina noastră de Facebook, Antena 1 Pitești, să urmăriți regulamentul, să îndepliniți condițiile de acolo și desigur puteți câștiga o IE fabricată în România, o IE autentică, jet by jet, o spune, da? De oferte de fabrica de Ioana. Noi mergem mai departe și, așa cum v-am anunțat deja, avem un prieten la matinal în această dimineață, alături de mine, este domnul primar al comunei Oarja, Constantin Bâlea. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Motiv de bucurie, mai adăugați un an, comuna mai adaugă un an de vechime, așa, de la existență. Da, vreau să spun că cu prilejul venirii aici, invitației la dumneavoastră, vreau să anunț evenimentul ediția 7-a a Comunei Oarja, care va avea loc pe data de 8 septembrie, adică sâmbătă, începând cu orele 16. Și o să sărbătorim alături de concetățenii noștri, de locuitorii comunei și de alți locuitori ai județului și din afara județului și o să fie distracție și veselie. Câți ani împlinește comuna? Comuna noastră e peste 150 de ani, dar evenimentul suntem la a 7-a ediție și foarte târziu ne-am gândit să începem să facem un eveniment al comunei. Am înțeles, așadar motiv de bucurie, mare sărbătoare, care va fi programul? Ca să-i anunțăm deja pe locuitor să se pregătească, să iasă cu micul mare, pentru că e sărbătoare. Da, programul va începe după amiază de la orele 16, chiar fix 16, va fi adus un magician, Teo Show, cu echipa lui de clowni și cu o echipă de animatori care pentru copilași, pentru cei mai tineri și mai mici, care va ține 2 ore cu topogane, cu mai multe locuri. Deci prima parte, să înțeleg, este alocată copiilor din comună, da, și în afara comunei, până la ora 18. După ora 18 va urca pe scenă o formație de la Moldova, din Republica Moldova, ansamblu Strugurașii de la Chișinău, care va întreține toată seara atmosfera de boie bună acolo. Să înțeleg că aveți și ceva sarmale oferiți? Nu, se oferă tradiționalul mic. Da. Vom oferi pentru firma care a organizat acest eveniment. Au ca și cam fiecare an, vă oferi câte 4 mici și o sticlă de suc sau de apă pentru cei care participă la acest eveniment. Așadar, petrecere ca la carte. Foc de artificii avem, că ne-am obișnuit, așa am auzit. Avem acum, știți cum e, nu se poate lipsi o sărbătoare din post. Este organizat și foc de artificii la finalul programului. Tot cei care s-au ocupat de acest eveniment, ei au organizat tot, ei au adus ei s-au ocupat de la bun început până la sfârșit. Diplome de onoare, semne de, eu știu, recunoștință față de anumiți cetățeni, veți acorda? Da, vor fi. S-a luat hotărârea de către Consiliul Local să semneze câteva diplome de cetățean de onoare celor care ne-au adus și au fost alături de comunitatea noastră și au sprijinit la îmbunătățirea și la înfrumusețarea comunei. Vor fi strigați și vor fi urcați pe scenă cei care vor avea, vor fi date diplome de 50 de ani de căsătorie. Din păcate, nu mai sunt multe cupluri la 50 de ani anul acesta față de alți ani. Nu mai sunt multe, domn primar, din ce cauză? Din cauza divorțurilor sau din cauza faptului că mulți au plecat și pe afară? Și...
la muncă? Nu, cred că din cauza vârstei. Am înțeles. Din cauza vârstei. Așadar, ne apropiem cu pași repezi de noul început de an școlar. Desigur că trebuie să vă întreb cum stați cu școlile, cu instituțiile de învățământ din urpea dumneavoastră. Aici să știți că m-ați atins la un punct sensibil, pentru că e școala în care am învățat de la clasele 1 până la 8 și îmi pare foarte rău să spun, dar asta este situația reală. Nu avem o colaborare noi ca instituție, primăria, cu directorul școlii. Încă nu s-a făcut nicio investiție în școala anul ăsta, de vreo 2-3 ani de zile de când s-a schimbat conducerea școlii. Nu s-a făcut investiție deloc, decât se scutură, se mătură și atât. Cu părere de rău spun, noi am făcut adrese, am cerut către școală, către conducerea școlii, să ne spună ce nevoie are, pentru că noi, pur și simplu, ca și administrație, sunt școlile subordonate nouă, dar noi nu mai putem să investim în ele. Adică dacă doamna directoare vine cu o hârtie la noi și ne spune că îi trebuie o sumă X către Consiliul Local pentru investiții, pentru curățenie, vopsit, jugrăvit, schimbat în plărie, Consiliul Local o analizează și îi se acordă pentru școli, că sunt școlile noastre și grădinițele noastre ale comunei. Dar până la ora asta, doamna directoare nu a venit cu nicio solicitare. Și cum arată școala în prezent? Vreau să spun că arată... Din școli din comunele arceșene, am înțeles că sunt reabilitate, arată noi standarde... Noi avem mare noroc că am fost mai grijuliți și am luat mai de la începutul mandatului meu și am schimbat în plărie geamuri, termopan, uși, lambriu tot și... Să încerce măcar acum să mențină ce am făcut acum 5-6 ani de zile, dar în rest ce să vă spun? Vă spun că suntem o... Mai trebuie investiții în școli și în grădinițe și noi suntem de acord, dar nu putem. Grupuri dacă... sanitare aveți? Avem în două grădinițe, avem în interiorul grădiniței, într-o școală avem în afara școlii, adică în afară, este separat, da. Dar v-am spus, dacă nu ni se cere, nu putem să dăm. Noi nu putem să mergem să investim în curtea unui om. Și nu este nicio soluție de colaborare cumva prin inspectoratul școlar? Nu, că nu este nevoie de inspectorat. Este doar bunăvoința domnului director. Dacă domnul director dorește să facă ceva, trebuie să vină să se adreseze Consiliul Local, Consiliul îi aprobă și îi se dă să facă, dar nu dorește. Nu pot solicita chiar părinții, astfel încât un grupul sanitar care este existent afară, în exteriorul unității de învățământ, să fie introdus? Am discutat cu mai mulți cetățeni și mai mulți părinți din comună, am solicitat să meargă la doamna directoare, că asta e procedura, nu poate părinții să solicite Consiliul Local. Da. Că nu ai înțeleg. Cum să dai administrații. Și s-au făcut astfel de demersuri de către cetățeni? Nu, că am înțeles că au mers către școală, dar nu mai știu răspunsul care acum. Au mers către conducerea școlii, le-a explicat că vor ca copiii să învețe la și în condiții mult mai bune și așteptăm acum să vedem, dar mai sunt 3 zile și începe școala și noi avem aceeași situație cu școlile. De 2-3 ani de zile aceeași situație. Autorizația ISU are? Au școlile, de fapt? Cred că, chiar dacă nu au, cred că vor intra în legalitate, că mari probleme nu sunt la noi și știu că a fost de curând un control pe ISU și s-a dat niște măsuri, o să le ducă la îndeplinire și nu sunt probleme din punctul ăsta de vedere, cred. Și autorizație sanitară? Da. Am înțeles. Acum, dacă plecăm de la școli, desigur că ne interesează foarte tare și infrastructura, pentru că, desigur, copiii merg pe stradă, pe uliță, să ajungă la școală. Să știți care este situația comună? Mai este de lucru în comună. Mai este foarte mult de lucru. Nu s-a finalizat în totalitate. Să zicem că avem undeva la 50-60% din infrastructură terminat. Încă avem proiecte în derulare pentru asfaltare, avem proiecte în derulare pentru canalizare, extindere canalizare, pentru că canalizarea noi am făcut-o pe 11-12 km, am terminat-o, în momentul de față este finalizată,
Acum ne ține pe loc procedura, pentru că noi, ca și comună, nu putem să mergem la cetățean să-l branșăm. Va trebui, și am chemat un avocat, am luat legătura cu un domn avocat, a venit la primărie, am demarat procedurile, maxim 2 luni de zile avem înființat o societate a Consiliului Local și atunci vom putea branșa cetățenii la canalizare. Că ne ține pe loc. Apa canalul, am înțeles că nu sunt de acord să ne preia și o să începem noi, facem serviciu Consiliului Local și o să începem noi să branșăm cetățenii comunei. Și gaze? Gaze avem 80% din comună. Mai că a fost o problemă cu gazele, când au venit în 2009 firma care a introdus gazele în comuna Oarja, ne-au pus atunci, ne-au rugat, domne, mergeți prin comună și vedeți câți cetățeni își doresc să bage gaze în comună. Și noi am mers pe la toate persoanele prin comună, pe la toate familiile și am întrebat, doriți să băgați gaze? Cei care au fost din pragmatici din prima și au spus da, fără nicio problemă, gaze, li s-au băgat gazele gratuit. De exemplu, aveam o casă la vreo 200 de metri de sat și i-a băgat cei de la firmă, i-au băgat gazele gratis, de cât au plătit. Cei care n-au vrut, acum există o problemă, cei care n-au vrut să bage atunci și n-au făcut cerere, acum le bagă, dar pe bani. Și au început oamenii să spună, domn primar, de ce mai ai atâția bani, domn primar? Domn primar vrea să-i ajute pe toți, dar nu poate, că cei care au băgat gaze este firmă privată, este bucătăria lor, ei din asta trăiesc, noi nu putem să ne implicăm, pur și simplu să-i spunem, bagă-i lui X gaze. Astea sunt procedurile, așa trebuie să urmeze tot, dar acum li se pare mult, pentru că dacă ei dinainte n-au făcut o cerere că da, sunt de acord să bag gaze, acum îi taxează, îi măsoară și le spune 10.000 de lei și li se pare mult. Am înțeles. Ați văzut, mă leg acum de ceea ce s-a întâmplat azi noaptea, ploua foarte tare, cel puțin în zona în care locuiesc eu. Aș fi vrut să vă întreb, care este situația la dumneavoastră în comună și cum colaborați cu cetățenii urbei dumneavoastră, urbei pe care o conduceți? Mai există simț civic, își mai curăță șanțurile, pentru că până la urmă asta ține de noi, ca și cetățeni. Să știți că îmi pare rău să spun că nu toți cetățenii au aceea simț civic și nu sar când. Mai mergem, le facem adrese, înștiințăm să-și curețe șanțurile, dar în general sunt oameni în comună care își fac singuri de bunăvoie. Ei își fac șanțurile, ei își decolmatează podurile. Mai este și câte unul care să vină primarul să mi-l curețe sau ajutorul social, dar din păcate nu mai avem pe nimeni la ajutorul social. Acum mai avem 2 sau 3 persoane și ne e foarte greu să mai adunăm și hârtiile după margine, că mai sunt oameni răuvoitori care mai aruncă hârtiile pe margine din mașină și noi va trebui să le adunăm. Cum stăm, dacă tot vorbim despre acest lucru, cum stăm la capitolul gunoi menajer? Mai aruncă, eu știu, prin zone râpe, nu râpe, că nu e o zonă montană, dar, eu știu, un câmp. Nu. Că se mai practica la un moment dat. Nu, la noi de către oameni, în general, la nu neapărat. La noi este o problemă. Nu aruncă în câmp, aruncă pe drum. Mai grav. Da. Comuna noastră e tranzitată de DG503 și majoritatea care o tranzitează vin din partea de la Slobozia, Ștefan cel Mare, spre autostradă și de multe ori primesc telefon de la cetățeni și spun, domnul primar, vedeți că din o mașină a aruncat un sac de gunoi spre autostradă, duceți-vă dumneavoastră și vedeți că, uite, i-am luat și numărul sau o plasă de gunoi și trimitem pe cineva sau mă duc eu, mă duc și luăm de acolo și ducem la container. Avem pubele în comună, avem la spații amenajate, numai că oamenii nu înțeleg, mai sunt unii care aduc și tot felul și nu le pun în pubele, le pun jos. Și avem o problemă că noi când se ridică o dată pe săptămână gunoiul, va trebui să luăm câțiva oameni să îi plătim să stea să încarce gunoiul, că băieții cei de la salubritate sau cu mașina nu vin să încarce gunoiul, le-a direct și altfel durează foarte mult la ei ca să stea să încarce gunoiul de jos în container. Am înțeles. Ce alte investiții mai sunt prevăzute și așteptate să se îndeplinească, să ajungă la final în Comuna Oarja? Deci, în momentul de față, vreau să spun că Comuna Oarja
chiar dacă e aproape de Pitești, trebuia să fie mult mai departe decât alte comune sau un stadiu care suntem acum, dar nu stăm nici chiar atât de rău, că nu se poate face toate foarte repede din cauza și bugetului și din cauza mai multor investiții. Nu a fost făcut foarte multe în comună. De exemplu, gaze avem 80%, canalizare avem pe jumătate din comună, să zicem așa, și urmează acum zona de extindere a canalizării. No. Drumuri, cât de cât binișor, o să mai avem depus la Ministerul Dezvoltării proiect pentru 10 km de drumuri și e posibil, cu ajutorul Dumnezeu, să ne iasă, vedem dacă ne iese, am terminat 80% din comună de infrastructură. Un proiect mare care îl avem acum în fază de licitație este apa. Am semnat contractul mai pentru apă pe toată comuna Varja. Suntem în fază de licitație. Posibil până la sfârșitul anului să se finalizeze și să încheiem contractul cu vreo firmă care va introduce apa în comună. Sper ca până într-un an jumate, maxim 2 ani, să avem apa în toată comuna. Avem 4 puțuri de forat în comună. Avem cu rețea mare de gospodărire a apei. Avem un pod în derulare pe Părâul Neajov, care tot este în faza de licitație. Eu zic că ar mai fi lucruri mărunte, ar mai fi tot și ar mai fi de făcut o grămadă, dar și din cauza bugetului, și din cauza legislației, și din cauza mai multor puncte, nu le putem duce la îndeplinire așa cum ne dorim noi, repede. Haideți să le spunem telespectatorilor că revin la lucruri mai bune, să spun așa, la zilele comunei. Aveți și ați reușit să finalizați și monografia comunei Varja. O avem aici. Este monografia comunei Varja. Este realizată singura monografie până în momentul ăsta de față, scrisă de domnul George Zarafu, scriitorul nostru, cetățean al comunei, fiu al satului. Da. Și se lucrează de vreo 3 ani de zile la această monografie. Vreau să spun că au participat la monografia aceasta foarte multe personalități ale comunei Varja, și actuale, și mai avem și scriitori, de exemplu, domnul Albu, scriitorul Albu, tot cetățean al comunii, care e decedat săracul, dar soția dânsului de aici din Pitești ne-au dat tot felul de documente pentru această monografie. Este monografie sponsorizată de către firma care face și ziua comunei. Este în totalitate. Este făcută cu ajutorul Consiliului Local și a Primăriei Varja și au dat acordul preotul Lețu, care a muncit foarte mult, un preot al comunii, profesori și foarte mulți oameni de vază, generali, foarte mulți oameni de vază care și-au dat acordul pentru aceasta. Este o monografie foarte bine, foarte bine făcută. Am înțeles. Așadar, haideți să le mai spunem o dată telespectatorilor, cei că poate aveți și oameni din exter, să spun așa, neapărat locuitorii comunei Varja, care vor să vină la zilele comunei. Vă spunem că sâmbătă începem cu orele 16. Aveți, da, un program special dedicat micuților, copiilor, da, și tinerilor. Da. Iar mai apoi, începând cu ora 18, da, avem un ansamblu. Ansamblu de la Chișinău, da, din Basarabia, care va urca pe scenă și va întreține tot programul până la finalul zilei. Și așa cum îi place românului să petreacă, cu mici, voie bună, distracție și, sigur, la final, foc de artificii. Și premierea, domnul primar, când va fi festivitatea de acordare a diplomelor de excelență? Dacă programul începe pe la ora 18, cred că undeva în jur de ora 19, când se strâng toți invitații, avem investitori care au investit pe raza comunii și Consiliul Local a hotărât să fie băgați în seamă și să le acorde o diplomă.
care au participat la înfrumusețarea comunii la... Și au adus aportul. Da. Ok. Domnule primar, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în studio. Vă urăm multă putere de muncă și să duceți la bun sfârșit toate planurile Mulțumesc. Investiționale pe care vi le-ați propus. Domnule și domnilor, am ajuns la final. Nu uitați de concursul nostru. Fabrica de Ioana oferă o ie în toată regulă, așa cum trebuie ea să fie, cum era pe vremuri, ia bunicii. Intrați pe pagina noastră de Facebook a Antenei 1 Pitești, urmați regulamentul ca să puteți intra în posesia ei. Așadar, Alisa, tu ne spui acum care sunt partenerii noștri? Le mulțumim sponsorilor noștri și Catelier, Florie Altceva, Ioana Duță Studio și Taj de Secret Garden. Domnilor și domnilor, am ajuns la final. Vă așteptăm mâine dimineață. Nu uitați că începând cu ora 16 aveți Din Culisele Istoriei, iar la 16.45 Observator. Rămâneți în continuare cu programele Antenei 1 și ne revedem mâine. La revedere! Supermarketul Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum la ofertă oțet Topoloveni, un litru la doar 2,19 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Smeura este cel mai mare adăpost pentru animale pe plan mondial. Aici sunt adăpostiți și îngrijiți cu multă dragoste, dar și tratați medical 5400 de câini, anterior câini comunitari. Scopul principal al asociației noastre este castrarea intensivă pentru a diminua populația câinilor vagabonzi în mod uman și efectiv. Acesta este scopul angajamentului nostru. Pisteți! Castrarea gratuită la adăpostul Smeura este un act de sustenabilitate. Zilnic între orele 8:30 și 15 castrăm sau sterilizăm gratuit câini și pisici. Contactați-ne la numărul 0733 929 356. Lanțul românesc de supermarketuri Jam vă așteaptă în Topoloveni și Pitești cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Acum la ofertă oțet Topoloveni, un litru la doar 2,19 lei. Jam, supermarketul argeșenilor. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.